Uitați-vă serverele din România, hoaie, cum să te mai joci, fa... Să ai un server de 5M în halul ăsta de prost, băiți. Bă, hoaie, eu înțeleg că există prostie, dar asta este culmea prostiei, băiți. Eu de când fac YouTube n-am întâlnit așa ceva să... Hello, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod, dar știa cum vă place vouă, un episod din Poliția Adminilor, ghiciți ce, am revenit, băieți, cu un nou videoclip. Pentru cei care nu știu, în momentul de față mă aflu pe serverul meu de 5M, mai exact Fairplay România. Vreau să vă arăt câteva chestii care s-au adăugat noi pe el, mă rog, încă nu vă arăt toate update-urile care s-au adăugat, hopa, pentru că momentan mai durează până când o să fac videoclipul ăla, mai sunt câteva chestii de făcut, dar am adăugat foarte multe lucruri noi pentru a evita trollul, pentru a evita toate chestiile astea. Regulamentul staff este unul foarte bine pus la punct, unul explicit și unul în care dacă greșești, ești sancționat. Nu există favorizări sau chestii de genul acesta. Totodată, aveți aici pe secțiunea updates, băieți, aveți linkul de invite în descriere. Aveți diferite leak-uri pe care eu le pun, înțelegeți? Și am pretenția atunci când se pune un leak și inclusiv la acestea, bă, băieți, apăsați și voi pe react-ul ăsta, doar cei care sunteți interesați de server, doar atât mă interesează, restul nu mă interesează, pentru că acesta este un server de Discord dedicat serverului. Așadar, m-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsa și voi efectiv pe reacția asta aici să sară în sus și atunci când punem ceva pe anunțuri și atunci când punem ceva pe updates. Bun, nu vreau să mai lungesc foarte mult, nu uitați să rupeți două butoane de like și de subscribe și vizionare plăcută în continuare, dragilor. Dacă dăm jaf. Da, doriți? Avem da, doresc. Hai, tot, doar vă dăm pe moca. Haideți la, hai la bancă, hai la bancă. Domnul, vreți să fiți ăsta zi? Da. Păi și câți bani vreți din suma totală? Nimic. Hai, în genunchi. Așa, da, să fac apel la poliție. O secundă, domnul. Nu dați de asta la poliție. Eu am doar mini SMG. De fapt, ia stați-o leac. Gata, domnule, am dat eu jaf. Ok, ok. Da, o staticul dă jaf și primește banii. Bă, duceți-vă unul spate la saci, ți-ai dracu să fiți. Bă, asta, asta, asta. La saci! A dus un... O, da. O să stau în picioare, domnul, și o să pretind că sunt în genunchi. Ok. Doamna, vreți să vă punem cătușe? Da, da, vă rog. Vă rog, vă implor să-mi puneți cătușe, domne. Că dacă nu, cred că sar la gâtul la polițistul ăsta. Cine? Eu. Doamna, cine te-a întrebat? A, da? Băga-mea și pula în tine. Mai nu, dar adună asta. Poate dau gol de cap acum de sparg. Dai gmânt în cap? Nu știu ce te speli, ce? Pune, fii atent. Ce vrem așa. Tu... Hai, vedem, vrem așa. Vrem. Dă să bag o leacă gura pe țeama aia ta. Deci, fii atent. Deci numai tu? Parcă văd că vine acum 7 colegi. Nu știu, din așa, din așa, din dreapta, pe acolo, din ofișuri. Mă aștept orice din partea dumneavoastră, domnul polițist. Nu vedeți, vrem așa. Vrem. Cine mai pot static, după cum v-a zis, este valoros. Și după ce noi am terminat acea jaful, dumneavoastră ne dați 10 secunde, pardon, mă scuzați, de să plecăm, da? Și dacă trageți, am început focul, o staticul moare și dumneavoastră la fel. Cât arme avem, colegi? 500. 500, staci. Da, mă scuzați, 50. 50, 50. Nu, n-aveți zis. Nu, n-aveți voi. Du-te-și de-i, du-te-și de-i acum, dă-i în cap, dă-i în cap, dă-i în cap. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i direct, dă-i direct, dă-i, mă, dă-i, mă, dă-i, mă, dă-i. Dă-i tare! Calco, rupe-o! Domnul, acum ne vezi asta să plecăm, ați înțeles? Da. Sunteți șterzi de amintiri, n-ați văzut nimic. Ok. Te amintiri. La revedere! O zi bună, vă dorim! O zi bună, o zi bună! Dacă te... Uhuhu, a venit ăla! Puși, puși, puși!
Calco. Hoi, dar ce a fost ce a fost agenic? Eu n-am înțeles. Nu prea a fost, nu contează. Păi, ce dracu avea? A fost un polițist? A fost un polițist și eu care de fapt eram o static, am fugit cu voi, care eu am furat mașina de poliție, gen. Aia zic. Și tot eu o static am dat jaful. Adică am luat sacii. Da, nu simt. Tragem sau nu? Nu, dă-i. Ia o trăpă milogul ăsta. Atar. Păi, dă-i. Dă-i. Păi a plecat. N-au lăsat, n-ai văzut prea bun. Am văzut prea bun pe tine. Și prea ghei. Ia fiți atenți. Ia fiți atenți. Uitați că sacii la dreapta. Milogi, dați-ne-i. Dați-ne-i. Nu-i iertați. M-a luat dracu, băi! Dă-i! Bă, dă-i, băi! A rămas sigur! Bă, vezi că a rămas noi doi! Dă-i acum, nii! Curge gazul de la mașină, coaie! Ce zici? Bă! Curge gazul de la mașină, nu, rămâne fără motorină în curând. Bă, ne dă... Dă un prost în noi! Coaie, cine dă? Are puteți supranaturale, nu-l văd. Stai că s-a teleportat un bulangiu din ăsta. Băi, nu mai trage. Pe ce-i mă? This usually... Păi mi-a dat crash, futui morții lui. Mi-a luat bani pentru troll masiv de la Toby. Coaie, uitați-vă serverele din România, coaie, cum să te mai joci pe așa ceva în România, coaie. Bă, cum să te mai joci pe așa ceva, băieți? Coaie, am furat o mașină de poliție de la Jaf, da, mă, Jaf a fost total fail, ok, sunt de acord. Când poliția noi a zis să nu sune la întâlniri și el s-a dus să sune, și că ai. Da, perfect. Și, Doamne, ferească-mă Dumnezeu, băieți. Bun, hai să stăm aici, ok? Ia să-ți arăt filmarea aici, dar o să facă liniște. Bun. Na, gata, vorbește tu, Vali, gata. Bun, deși atent ce s-a întâmplat mai exact. Eram aici cu băiatul ăsta, adică cu băieții ăștia dintr-o mafie, mi-au zis, bă, Vali, uite că te apreciem, că nu știu ce, hai să dai și tu un jaf cu noi. Și azi, bun, hai să dau un jaf, din câte am înțeles, nu merge să te pui în genunchi și nu m-am pus în genunchi. Și aici la Jaf am stat și a venit un singur polițist, la care polițistul ăla ne întreabă la un moment dat: bă, frate, poți să închem întăririle? Și noi am zis nu. Și omul ce a făcut a plecat normal, da, bă, și... Stai un pic, tu nu ești polucid, tu ești palucid, pălucidul vechi, ăla unde nu mai ziua acolo, nu știu ce... Care-i faza, dar nu ești polucidul meu. A, eu? Deci, da. Pe cum adică nu-s polucidul tău? Sunt două luciduri deschise, cred. Da. Păi și... Eu spun Lucid, pe care e Royce și Dark fondatori. Da, doi copii. Păi... Păi și... Că ți-ai, mă. Păi și când mi-a zis să intru pe Lucidro. Păi da, ăsta e Lucidro. Păi și serverul, da. Cum a... Stai. A fost o ceartă și m-am prins să-s două serverele Lucid deschise în momentul de față, că a fost o ceartă, crește? Da. Și gen cum a fost înainte Răzvi pe Lucidul ăla, s-a pus automat, gen au mutat în server să intre pe Discord.gg Lucid. Și cred că acum au pus mâna pe gen pe invite link-ul ăsta custom și au reușit să pună Discord.gg Lucidro. Și ei n-au schimbat aparent, cred. Dar nici nu știu cum, da. No, partea doua. Oi, de capul meu, coaie, cine? Ce? Goaie, cum, deci eu nu înțeleg cum să ai un server de 5M, să dai bani permanent pe o chestie de genul ăsta, da. Și după aia, și după când își ia ăla bani și vrea să facă cererea în bani sau ceva, să reclame problema, intră pe un alt server de Discord pe care tu l-ai pus acolo. Goaie, cum e posibil? Știi ce îți recomand? Dacă vezi acolo cumva fondatorul sau ceva, nu intra, crede-mă, că tot stafful, tu stroller, gen, nu... N-are rost, crede. El e YouTuber sau ce? Da. Da, e Valigum. E un content creator și chiar vă spune că face videoclipuri chiar faine. Da, era real? Mă uit la el când mănânc. Eu la fel. Da, mă, e la real. Că îi știu serverul.
Eu știu voci. Și iată, și să-ți recomandă-te pe un server, gen care chiar are potențial, gen nu pe unul care deține un fondator de 12 ani, care nu are habar. Vali, fair play e on sau? Nu, fair play e în lucru momentan. Vezi că aplicațiile astea sunt închise. Știu. Spor frate cu serverul oricum. Te pup, Doamne ajută să fie într-un chat bun. Doamne ajută. Hai, vă pup băieți și oricum, mersi mult de ajutor. Băi, Coaie, cum e posibil să ai un server de 5M în halul ăsta de prost, băieți? Bă, Coaie, eu înțeleg că există prostie, dar asta este culmea prostiei, băieți. Eu de când fac YouTube n-am întâlnit așa ceva, să mă bată Dumnezeu dacă vă mint. Doamne ferește, băi.